Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la o nouă ediție Arena, o emisiune dedicată sportului astăzi în cadrul televiziunii Info Caran Sebeș. O emisiune în exclusivitate despre campioni și cu campioni. Avem alături de noi aici pe domnul profesor de la Clubul Sportiv Școlar Dumitru Toc. Bună ziua! Care n-a venit cu mâna goală, ne-a adus un sportiv de performanță căruia îi atârnă greu, spun, medaliile la gât. Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești? Mă numesc Popa Nicușor Alexandru. Domnule Mititoc, avem aici în față o serie de diplome. Cred că facem o retrospectivă a campionatelor din ultimul an, aș putea spune. Dar vreau să vă mândriți în acest moment cu medalia și ultimul premiu câștigat de Nicușor. Deci vreau să vă spun că avem aici alături cel mai bun produs al luptelor din ultimii 2 ani, cu cele mai bune rezultate. La ultima finală pe țară, deși a ieșit locul 3, pentru mine a ieșit locul 1, s-a luptat de la egal la egal cu sportivi mai mari ca un an decât el și cu kilograme mai multe decât Alex. Spuneți că e și locul întâi pentru dumneavoastră, dar totuși a trebuit să depășească o grămadă de sportivi de performanță. Unde s-a ținut acest campionat național și ce cluburi de renume și de profil au venit? Deci, această finală la campionatul național s-a ținut în 7-8 noiembrie, Târgoviște, unde a participat toate cluburile din țară. Practic a fost finala pe țară, s-a făcut o selecție înainte de asta, au fost primii 3 clasați la zonele, deci țara e împărțită în 5 zone și primii 3 de acolo au participat la finala pe țară. Alex a avut în categoria lui, deși el campion cu un an înainte la copiii mai mici, a avut campionul de cadeți de la Suceava, un campion de la cluburi sportive școlare de la Botoșani și mulți medaliați. Practic a fost o categorie extraordinar de grea. 73 de kilograme, Alexandru. Da, da, e greu da. Să te menții la aceste kilograme ca să poți să participi la o asemenea categorie, e greu, la vârsta ta? E greu, dar merită să faci efortul și pot să zic că nu, din punctul ăsta de vedere n-a trebuit să mă strădesc prea mult. Am avut noroc să am acolo tot timpul o categorie bună, că să nu fiu nevoit să slăbesc. Ne poți spune ce mai avem aici în spatele acestor diplome? Pentru că dacă trebuie să le așezăm pe masă, nu o să, am aici, să putem să le expunem pe toate. Am aici o diplomă de la senatorul dr. Iosif Secășan, care am primit-o anul trecut pentru că am ieșit campion național. M-a premiat la Reșița. Am aici o diplomă la un memorial la Lugoj. De cât timp faci lupte? De 2 ani, 2 ani, da, de 2 ani. Spuneți că este cel mai bun produs din ultimii 2 ani, dar eu cred că e cel mai bun produs al dumneavoastră cam din ultimii 15 ani, dacă spun bine. Ne mai dați alte nume ca să mă contraziceți? Pot să vă dau în ultimii 15 ani care au ieșit campion la categorii mai mari ca des, nu știu de, dar deocamdată Alex este cel mai bun pro al ultimii 2 ani de zile și veți auzi de mulți ani acum înainte de ea. Ne-ai specificat vârsta, Alexandru? 14 ani. La 14 ani faci lupte de 2 ani de zile. Cum se împacă luptele cu școala? Pentru că știu că ești un elev foarte bun. Păi eu mă străduiesc să fac în așa fel încât să împart sportul cu școala foarte bine, în mod egal. În fiecare zi de marți și vineri iau ore la matematică și după ce termin antrenamentul, când ajung acasă, mă pregătesc pentru școală, învăț, fac temele. Antrenamente în fiecare zi? Luni, miercuri, joi. Cât de dure sunt, domnule profesor, antrenamentele? Eu între timp mai arăt la cameră diplomele. Destul de dure, pentru că fără muncă nu există să se facă performanță. Și dacă observați aici, între diplomele, toate sunt locul 1, numai ultima este locul 3. Și toate au crescut la kilograme, ați plecat de la 56-58 de kilograme. Deci aici se vede evoluția, deși Alex are 70 de kilograme, dar a trebuit ca să nu-l slăbim, să-l coborâm într-o categorie mai mică, l-am folosit la categoria asta, deși concurenții lui după cântar și a doua zi când a început concursul au 75 de kg, deci 4-5 kg se cunoaște la lupte. Dar nu ăsta este un motiv că nu am ieșit locul întâi.
Este un sport care se bazează mult pe forță, dar și pe tehnică. Cum încercați să le impuneți antrenamentele, domnule profesor, ca să poată să deține și acea forță de care au nevoie, pentru că se vede că Alexandru a crescut în greutate în ultima perioadă, normal și vârstei, dar și tehnica de care au nevoie? Deci, în afară de forța pe care specifică, pe care o facem la sala de lupte, Alex, fiind conștiincios, fiind și tatălui campion național și îl pregătește și acasă, deci pregătire fizică face acasă, aleargă kilometri întregi, se pregătește, forță, are bară de tracțiune, are gantere, are deci tot ce trebuie pentru să-i crească forța. Ați pomenit de tatălui, vreți să-l și menționați pentru că a fost tot elev al dumneavoastră și cu rezultate deosebite la competiții naționale și internaționale. Sigur că vreau și am fost mândru să-i premiez pe amândoi cu titlul de campioni. Deci, și are un aport deosebit tatălui Ale, pentru că el fiind mai tânăr, mai ușor să lupte și cu el. Și de obicei cu se spune alții, că... copiii își urmează exemplul părinților. În cazul tău este perfect adevărat. Ți-a plăcut ce a făcut tatăl tău, ți-a insuflat acest sport, ai văzut rezultatele lui, ți-a povestit despre performanțele realizate în timpul când a fost junior. Da. Și de aceea ai decis sau să urmezi această cale sau ți-a și plăcut din start acest sport? Mi-a plăcut din start. Am fost prima oară într-o sală de lupte la 6 ani. Și am văzut cum se desfășoară antrenamentele și în mare parte din exerciții puteam să le fac și eu. Și tata n-a vrut să mă lase așa de vreme. Și după un an de zile a fost prima oară când m-am apucat de... Ce a spus? E un sport dur? Da, a zis că e un sport dur. Prima oară n-a vrut să mă lase să fac lupte deloc. Domnule profesor, e un sport dur? E un sport de contact sau trebuie să știi anumite reguli ca să nu te accidentezi? E un sport extraordinar de dur pentru că aici lupta nu se duce numai cu adversarul și cu tine însuși, că trebuie să stai în categorie și tatăl, puțin copiii mei fac lupte după ce părinții au fost campioni, unde Alex e un exemplu pentru asta. Și mi-aduc aminte la o finală pe țară cu tatălui la cadeți, la Suceava, o trebuie să slăbească 9 kg ca să poată să-și facă categoria. În cât timp? În 10 zile. Și trebuie să facă este și antrenament, să și mănânce. Poate a trebuit să-i spuneți rețeta pe piață doritorilor, mai ales femeilor. Mi-aduc aminte că acolo am... Vreau, Alexandru, să ți se vadă medaliile la gât, vreau să ne arăți eu medaliile. Și mi-aduc aminte că la finala de fapt am și semnat hârtiile pentru transferul lui la Dinamo. S-a produs la Suceava, la poliția din Suceava, la sala lor de festivități, acolo am semnat actele. După ce a ieșit campion și am acceptat că pe diplomă aia scrie încă CSS Caransebeș Dinamo București, deși nu erau încă făcute, dar am acceptat să scriem. Și Dinamo București. Da. Am înțeles. Vreau să te întreb, cât de important este acest premiu pentru tine, acest locul 3 la o competiție națională, la un concurs de nivel național? Pot să zic că este cel mai important premiu de până acum, pentru că aici pot să zic cu adevărat că au participat luptători de valoare și am reușit să fac față destul de bine și... mă pot mândri cu acest rezultat. Este un sport, eu știu, prin coordonarea sa și al minții, te ajută să te dezvolți, să fii mai ordonat la școală, să fii mai ordonat în timpul, eu știu, în restul timpului, în timpul zilei, de exemplu, să știi exact ce trebuie să faci pentru că ai programul stabilit dinainte față de alți colegi de vârsta ta care stau, de exemplu, în fața calculatorului sau pe rețele de socializare sau pe jocuri. Da, chiar mă ajută. Eu, de exemplu, doar în weekend am timp să intru pe calculator. Pot să zic că la televizor nu m-am mai uitat de foarte mult timp. Nu mai știu cum arată aprins. Dar chiar merită și chiar mă simt mult mai bine și mult mai împlinit din punctul ăsta de vedere. Deci nu invidiez pe colegii de casă, de exemplu, care spun că au avut timp să stea nu știu câte ore într-o zi. Nu. Domnule profesor, cât de multă muncă este în dezvoltarea acestui sport ca să ajungi la o asemenea performanță? Deci este extraordinar de multă muncă, disciplină, că e o bază fundamentală pe care o pun în sportul ăsta. Nu e neapărat să iasă toți campioni, dar ideea mea să iasă oameni din ei. Deci să-i pregătesc pentru viață, pentru... Și Alex bine a spus că acolo a fost cel mai greu concurs și medalea asta, deși e locul 3, cea mai importantă.
Pentru că la anul va începe un an extraordinar de greu pentru el, fiind și clasa 8, da? Intrăm la 3. Deci el aici are copii 1, dar de la anul va schimba categoria și va fi altfel de muncă pentru el, nu? Altă dăruire. El va rămâne și la anul copii 1, dar mai intră, fiind ultimul an de copii 1, va intra la cadeți și la cluburi sportive școlare. Deci el anul care vine are 3 finale, deci poate să câștige 3 medale, va câștiga. Nu, de acum pot să spun că da, dar cel puțin bronz. Să fie sănătos, să se pregătească, da, în continuare cu dăruire și totul este posibil. Da, spuneți dumneavoastră. Ce facem, domnule profesor, cu copiii aceștia când trec de vârsta junioratului, când practic unde se pot pregăti? Pentru că la Clubul Sportiv Școlar știm cu toții că aveți jumătate, da, de catedră pentru că ați ieșit la pensie și parcă nu vă puteți lăsa de această dăruire, de această meserie. Și veniți cu jumătate de normă să-i antrenați pe acești copii. De când ați venit dumneavoastră, s-a reînființat practic secția de lupte, deci, greco-romane. Deci practic anul ăsta am normă întreagă. Deci lucrez cu normă întreagă. Îmi plac tot, în fiecare an zic că va veni cineva să mă pot lăsa să predau ștafeta asta, deși un an de zile voi sta în spatele celor care vin ca să-i introduc în sistemul luptelor și în culisele luptelor, unde e destul de greu, mai greu ca pe saltea, de exemplu, în unele locuri. Și copiii ăștia care termină deocamdată, nu știu, cu Alex va trebui să facem un pas cu Alex, pentru a putea să câștige la campionate europene, chiar mondiale, dar pasul ăla va trebui să facem la un club mare. Există club important în Banat de lupte greco-romane? Acum se înființează la Timișoara o echipă privată, Heracles, o să fie afiliată, deja ne-am contactat, am și discutat, o echipă puternică va fi din toate punctele de vedere, cu școală, cu internat, cu pregătire, turnei, străinătate și toate condițiile astea. Și atunci, vedeți aici, Alex, nu am, degeaba mergem noi în turnee, nu știu ce, trebuie, acum ne trebuie adversar de mai multă valoare ca să putem crește. Acum aștept o invitație la un turneu la Satul Mare, unde vine jumătate Europa, sper să primesc ca să mai verificăm și în turneul ăsta, cam în jur de 17 decembrie se va ține la Satul Mare turneul ăsta. Plus că avem nevoie de turnee în străinătate, care nu prea aici de plan, deși am invitații până în Constanța, dar acolo la nivel de copii sunt cam aceeași. Aș vrea să vedem un pic imagini din timpul meciului și poate ne explicați, domnule antrenor, ce s-a întâmplat aici și cât de importantă a fost această competiție și dacă putea să treacă totuși la locul întâi până la urmă, pentru că spuneați că au fost sportivi de valoare. Deci, meciul ăsta este meciul pentru locul 3-5, deci practic pentru medalie este meciul. Noi înainte de asta, ca să intrăm în finala mare, am pierdut un meci cu sportivul Agache, un sportiv extraordinar de puternic, o să-l vedeți. De aceeași vârstă cu Nicușor? Mai mare, pe aici e problema, că ei sunt mai mari, toți sunt mai mari decât el. Contează foarte mult și jumătate de an dacă este mai mare, da, sportiv. O experiență de 6 luni, de un an, vă dați seama, contează extraordinar de mult. Agache ăsta e un sportiv, nu e mai tehnic decât ale, dar mai tare, mai robust. Stâncă, domne, practic, stâncă. Aici au avut, deci, pentru locul 3-5, cu un sportiv tot de la Botoșani. Meciul se termină, o să vedeți, destul de repede, că îi face o trecere la spate. Imediat după încercarea asta în care nu l-a punctat. Aveați emoție aici, domnule antrenor? Practic aici n-am avut. Am avut emoție cu Agache, dar aici nu am avut emoție pentru că am știut că aici meciul... Și oricum cred că n-aveați timp de emoții până la urmă. Trebuia să fiți foarte atent pe faza de joc. Da, trebuia să fim pe faza de joc, a fost rolul, joc, o medalie. Deci, așa la prima vedere, nu este chiar simplu că nu... Nicușor, vreți să-ți depășești părintele în acest sport? Da, da, da. Câte medale are tatăl tău până acum de o asemenea valoare și ce vrei tu să faci de acum? Are foarte multe medalii, chiar foarte multe și încă pot să zic că nu le-am văzut pe toate. Mi-a arătat doar o parte din ele și aș vrea să ajung cel mai bun din lume. De ce crezi tu că ar trebui să îndemn copiii de vârsta ta sau poate mai mici să practice acest sport, luptele greco-romane? E un sport care te disciplinează și chiar dacă poate n-ai timp de jocuri, video și așa, merită să îl faci pentru că
tot ceea ce simți în timp ce practici sportul și emoțiile care le ai în concurs te fac un om mare, pot să zic așa. Chiar, da. Domnule antrenor, aceste antrenamente le desfășurați practic într-o sală de sport pusă la dispoziție prin bunăvoința fostei, cum se numea pe vremuri, școli speciale. Și cu toate astea atrageți copii. Vin din ce în ce mai mulți. Aveți pe lângă Nicușor, poate și dați câteva nume de copii talentați care nu fac sportul acesta de mult, nu-l practică, dar totuși au duzină de medalii. Păi vreau să vă spun că anul ăsta am avut un an bun. Deci în afară de Alex s-au mai luat încă două medalii, lui Liuba, care și Liuba a fost la turneul ăsta, dar și mai mic decât Alex, dar acolo la turneul ăsta s-au clasat pe primii șase, Liuba Ion, care a luat locul 3 la tot la Târgoviște, nu, la Mangale asta vară, da, și Florea Patrick, care a luat locul 2, vicecampion național, despre asta am mai discutat, că el a pierdut în ultimele 10 secunde titlul de campion național și născuți în 2004, 2001, 2003 am medaliat. Deci eu, în grupă din 10, am 8 care sunt primii 5 în țară. Anul competițional nu se încheie, mai aveți competiții de desfășurat. La ce vă așteptați de acum încolo? Păi anul ăsta mai avem, dacă sunt invitat, două competiții. La una sunt 100% invitat la Timișoara și una la Satu Mare. Aștept să vedem invitația și categoriile de vârstă și greutate la care participă, v-a spus, jumătate Europa, vreo 7-8 țări. Și atunci vom intra într-o vacanță până luna februarie, când am un turneu puternic de tot la Bușteni, la care am lipsit anul trecut, și unul la Brașov, deci imediat unul după altul, unde acolo începe să încărcăm de nou bateriile pentru anul care vine. Financiar, cum vă descurcați ca și club? Își suportă părinții o parte din deplasări? Pentru că trebuie echipament la copii, trebuie susținută deplasarea. Sunt 4-5 zile plecați de acasă, la hotel, sunt cheltuieli. Deci, din punct de vedere financiar, nu pot să mă spun că am avut probleme nici cu postul director și nici cu actualul director. Deci, doamna Laura Andrei de la Clubul Sportiv Școlar. Laura Andrei, da. Și am avut cazare, masă, transport, deci din punctul ăsta de vedere. Și nu, eu nu sunt de principiu ca copiii sau părinții să-și plătească anumite deplasări. Mai bine nu mă duc, dacă nu sunt bani și nu mă duc. Mai se întâmplă când mă duc la Timișoara, deci și au copiii mâncare de acasă, că acolo transportul mi-l plătește, deci nu-i... Dar unde mă duc 3-4 zile, cazare, masă, eu țin foarte mult la să mănânce bine, să... Îmi place că știți să vă promovați activitatea. Aceste rețele de socializare, Facebook în special, iată, vă dă posibilitatea ca elevii dumneavoastră să fie apreciați, munca dumneavoastră să fie apreciată. Văd că competiție de competiție, etapă după etapă, știți să vă promovați valorile. Aveți aici lângă dumneavoastră o valoare, un performer în devenire, iată, are atâtea medalii și atâtea diplome și am înțeles că și astăzi aveți o surpriză pentru el. Da, o să am mai târziu o surpriză pentru munca pe care a depus-o în cei 2 ani de zile. Sunt 2 ani, dar nu se vor termina aici, Nicușor. Nu, nu. Așteptările tale? Vor fi din ce în ce mai mari. Și promit să fac din ce în ce mai bune rezultate. Mie îmi place cum faci cu medaliile, vreau să le mai aud odată, ca să audă și cei pasionați de acest sport că se poate să ții la gât atâtea medalii de o asemenea importanță. Da. Domnule profesor, eu zic că ne apropiem de finalul emisiunii și dacă vreți să faceți acea surpriză sau dacă vreți să mai adăugați altceva... Nu, dar vreau să adaug ceva. Uite, Nicușor a arătat o diplomă de la senatorul Iosif Secășan, un medic extraordinar și un prieten al meu din copilărie, care vrem să-i dedicăm medaliile. Deci această diplomă o dedicați... Aceste medalii. Aceste medalii. Da. Să sperăm că veți reveni cu medalii, da, cu diplome... Și de ce nu cu 2-3 sportivi lângă dumneavoastră care să facă mândru Clubul Sportiv Școlar de asta. De asemenea de rezultate. Vreau să-i ofer și eu Alex. Aveți surpriză acolo? Puteți să lăsați microfonul pe masă. Este o cupă. O cupă și vreau să citească Alex ce scrie pe cupa asta. Ia să vedem Alex la microfon. Deci asta e pentru munca lui de 2 ani de zile. Popa Alexandru Nicușor, CSS Caransebeș, cel mai bun sportiv 2013-2014.
antrenor Dumitru Toc. Ar trebui să facem și galerie și să aplaudăm și dacă deci, poți să arăți și la cameră, te rog. Să vadă și să fie la cât mai multe. Asta este dovadă că se poate, domnule antrenor. Se poate și din partea noastră personal, se poate și din partea unui om care, iată, are dăruire și poate și mult talent moștenit de la tatăl său și deschidere spre acest sport, care nu este un sport deloc ușor, părerea mea. Am venit în sală și am văzut pregătirea care o fac copii. Nu e ușor, te felicit. Mulțumesc, mulțumesc. Vă felicit, domnule antrenor, și sper să ne întâlnim tot într-un cadru asemenea. Vreau să vă spun că pentru anul am o surpriză, o fată care va fi campioană. Deci vă apucați și de partea asta la altă de antrenamente cu fete, o secție feminină. Știți că, uite, acum când am fost la finala pe țară și ale fetele sunt mult mai ambițioase, mult mai târze, mult mai spectaculoasă, am fost la finală și cele mai multe accidente pe care le-am avut la fete, că la fete s-au întâmplat cu fracturi, clavicole, mâini. Dar nu se lasă, nu sunt se ambițioase. Sunt ambițioase și o să fie o parte, o surpriză în primăvară. Nu ne dați nume, nu ne dezvăluiți nu nimic, dau, nume, nu dau. Ne reîntâlnim în primăvară, dar poate până atunci cine știe, după următoarele competiții importante care o să le aveți, poate ne întâlnim aici la Arena, la Info Caransebeș. Să dăm de știre și publicului și, și telespectatorilor că se poate. Și se poate într-un oraș mic în care, practic, până acum 2 ani, secția de lupte greco-romane era închisă la Clubul Sportiv Școlar. Și dacă n-ar fi un asemenea om inimos, deși sunteți la pensie, un tânăr pensionar, iată, nu vă puteți lăsa de această pasiune. Că până la urmă a fost remunerată, dar până la urmă eu cred că este vorba de o pasiune. Deci 3 ani de zile n-am vrut să fac nimic, să nu mai fac lupte. Deci am avut oferte și am la ora actuală oferte destul de mari să plec în Caransebeș, deci nu voi pleca. Le-am redeschis pentru că dacă încă un an de zile secția era dezafiliată și noi suntem singura secție de lupte greco-romane din Caraseverin. Deci aici s-au dus mari bătălii ca să mai rămână în secția asta de lupte în Caransebeș. Și asta m-a ambiționat și am vrut cu ajutorul lor să dovedim că luptele sunt viabile aici. De sportul individual și v-am spus, nu numai la lupte, eu îi felicit la judo, la atletism, că sunt destui copii care au luat medale și sunt locul. Poate că la final ar trebui să spuneți un pic programul clubului, secției dumneavoastră, de fapt. Cine știe, poate urmărește vreun tânăr, vreun elev, vreun copil la această emisiune și vrea să participe la antrenamente. Deci eu promovare mă fac în școli, mă duc, îmi caut eu copii, deși mulți vin copii la mine, dar acum sunt, nu vreau să lucrez cu prea mulți copii și pentru că la lupte dacă am mai mult de 4 perechi, 8-10, e greu de lucrat cu ei. Și atunci mai bine lucru cu 8-10. De selecție o faceți în școală la începutul anului școlar. E normal la începutul anului școlar și pe parcursul anului, dacă văd un copil de excepție, îi explic ce are de făcut. Și acum o să legitimez în ianuarie 3 sau 4 copii de perspectivă. Vă mulțumim, domnule antrenor, mulțumim Alexandru Nicușor și noi mulțumim. Popa. Trebuie să vă știe telespectatorii noștri, trebuie să știe că sunt copii de valoare, sunt, iată, viitori performeri într-un sport în care e greu de accesat, așa, de mers la un asemenea nivel, pentru că se pleacă de mic și se pleacă cu multă dăruire și cu multă muncă și multă ambiție. La tine mai plusăm un pic talentul venit de la tatăl tău. Mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi astăzi în studioul Info Caransebeș și în cadrul emisiunii Arena și vă așteptăm cu plăcere și de fiecare dată când aveți ceva de spus și de arătat tuturor. Și noi vă mulțumim și ne face plăcere să fim cu voi. Dragi prieteni, iată, i-am avut alături de noi pe Dumitru Toc și pe Popa Nicușor Alexandru, domnul profesor care este antrenor la secția de lupte greco-romane a Clubului Sportiv Școlar al municipiului Caransebeș și campionul de pe locul 3, dar este campionul nostru, este campion național la lupte greco-romane la categoria copii 1, care au fost alături de noi să promoveze acest sport frumos pentru municipiul Caransebeș. Mulțumim pentru atenție!